din categoria activităților de astăzi, pentru că iar am stat în casă, pentru că ninsoare, evident, dăm jos bradul. Am strâns deja globulețe și așa, și acum trebuie să-l dăm afară. Dar, pentru că este mult prea mare, va trebui să-l fac mai mic. Așa că să trecem la treabă. No, bun. Și acum, ca să nu mă car cu astea pe scară și să fac mizerie, vom face următoarea schemă. Vom deschide acest geam. Bine, va arunca jos acolo. Și pe urmă să mă duc să le strâng, evident. Ok, și acum să luăm și bradul. Și gata și cu pomul de Crăciun. Hai că n-a fost greu. Astăzi mergem până la F64 cu Andrei. Salut! Eu sunt Andrei. Unul din urmăritorii mei, care este hotărât să facă vlogging. Și mergem acum la F64 să-și ia setup-ul. All I need is you, baby, baby. Gata, a dat comanda și acum mergem să ridicăm produsul. Ce-i drept, am emoții și eu. Oh, Doamne, și... Dumnezeule! Mă duc aminte că mi-am luat eu 10-18. Ce? Asta e cel mai fericit moment din viața. Da, l-am pus ochii pe obiectivul ăsta de foarte mult timp. Și când în sfârșit l-am luat, am fost... Yay! Yeah, it's a big deal. Nice. Așa, niște lectură. Trebuie să iei cablul la încărcător. Un unboxing la F64, nu? Da. Așa, cureaua, încărcătorul și super. Acumulatorul. Da, acumulatorul. S-ar putea să fie ușor descărcat. Și? Cum? Mai mult ca sigur. mare, greu, frumos și canon. Ok, spunem asta departe un pic. Yay! Gata, domnule, ești fericit? Sunt foarte fericit. Acum trebuie să-l și udăm, ce-i drept, că altfel nu o să funcționeze cum trebuie. Și uite așa, să apuc Andrei de vlogging. Și uite așa, dăm drumul la vlog de aici. Dar încă nu și o să vă anunț la momentul oportun ce fel de vloguri o să facă el. Nu dăm spoilere încă. Nu, fără spoilere. Sigur, facem și garanții, facem să fie totul frumos aici, așa. Mulțumim F64. Jos pălăria. Nu să știți că a dat 50 de milioane pe toate astea, nu le-a primit gratis. Adică... În seara asta au avut loc premiile Europe Festival Awards, în care au fost premiate cele mai bune festivaluri ale anului ce tocmai s-a încheiat. Iar în cadrul acestei gale, Dan Panaitescu a primit Lifetime Achievement Award post-mortem pentru toată munca pe care a depus-o ca promoter pentru Siget Festival și Volt Festival și Balaton Sound și astea sunt festivaluri din Ungaria pentru care Dan Panaitescu a lucrat până anul trecut, când din păcate a murit în urma unui accident de mașină. E un premiu pe care mi-aș fi dorit să-l primească mai târziu în viață, nu acum, dar din păcate lucrurile nu se întâmplă tot timpul cum ne dorim noi. Am pus pe blog lista completă a câștigătorilor, așa că dacă vreți să vedeți, vă las linkul în descriere ca să vedeți care sunt cele mai bune festivaluri de anul trecut. Spoiler alert, niciun festival românesc, chiar dacă anul trecut Untold a plecat cu premiul pentru Best Major Festival. Înainte de a încheia acest episod, aș vrea să mulțumesc lui Bogdan Chelea, care mi-a făcut un nou cover foto pentru canalul de YouTube. Arată foarte drăguț și mulțumesc foarte mult. N-am apucat să-i mulțumesc în urmă câteva episoade pentru că m-am luat cu alte chestii, așa că îi mulțumesc acum. Vă mulțumesc și vouă că m-ați urmărit și aceste zi în fise, ne vedem mâine. Pa!